Noi oamenii suntem diferiți. Sunt oameni buni, dar sunt și oameni răi. Unii sunt mai înstăriți, iar unii sunt săraci. Unii sunt mai fericiți, iar alții sunt triști. De ce este așa? Care este rostul vieții? Cine sunt eu? Privind cerul, păsările, lumea, intuiesc că viața aceasta este doar o parte a ceva mult mai mare, mai important decât vedem cu ochii. Mulți oameni conștientizează că credința este ceea ce dă gust vieții acestea pământești, anume credința noastră creștină umple de sens menirea noastră pe acest pământ. Menirea omului. Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii după chipul și asemănarea Sa. Ne-a dat rațiune, voință liberă și suflet nemuritor, pentru ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și, asemuindu-ne Lui, să devenim mai buni și mai blajini, să ne desăvârșim și să moștenim viața veșnică și fericită. Datorită acestui fapt, existența omului pe pământ are un sens profund, o menire măreață și un scop înălțător. În lumea creată de Dumnezeu nu este și nu poate fi nimic fără sens. Și dacă omul trăiește fără credință în Dumnezeu, contrar învățăturilor sale, fără a-i păsa de viața veșnică viitoare, atunci și existența acestui om pe pământ devine fără sens. Fiecare om, pentru a-și înfăptui menirea pe pământ și a se învrednici de viața veșnică, trebuie în primul rând să-L cunoască pe Dumnezeu adevărat și să creadă corect în El. Cu alte cuvinte, să aibă credința adevărată. În al doilea rând, să trăiască potrivit aceste credințe, adică să Le iubească pe Dumnezeu și pe oameni și să săvârșească fapte bune. Apostolul Pavel spune: fără credință, dar nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iar apostolul Iacov adaugă: căci precum trupul fără suflet mort este, astfel și credința fără fapte moartă este. Așadar, pentru mântuirea noastră este nevoie de o credință dreaptă și de o viață conformă acestei credințe. Învățătura cea adevărată despre modul în care oamenii trebuie să creadă corect în Dumnezeu și să trăiască după voia Lui se conține în credința creștină ortodoxă, deoarece ea se bazează pe revelația divină. Revelația divină este tot ceea ce a dezvăluit însuși Dumnezeu despre Sine și despre credința adevărată în El.
facem mai bine credința.